Propunerea legislativă privind reglementarea activității de voluntariat în România a primit luni raport final din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Urmează acum să fie inclusă pe ordinea de zi a plenului acestui for decizional. Prin o alege la un pas de a fi adoptată, activitatea de voluntariat va fi considerată experiență profesională sau în specialitate, dacă este realizată în domeniul studiilor absolvite. Iar o recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat nu poate fi privită decât cu ochii buni. Legat de legea voluntariatului, eu consider că este foarte important pentru tinerii care se implică în comunitate și în organizațiile voluntare să capete experiențe la viitorul loc de muncă. În acest sens, noua lege a voluntariatului, care cu bucurie putem anunța că a trecut de Camera Deputaților, care este foarte decizională în cazul acestei legi, se aplică și regula că voluntarul care dovedește că s-a implicat într-o organizație la nivel comunitar va putea avea cu această experiență profesională în cazul un nou loc de muncă. Legea va da probabil un important impuls mișcării de voluntariat. Una din dorințele noastre și speranțele noastre este ca numărul tinerilor implicați în activități de voluntariat să crească. În acest sens, sperăm că numărul voluntarilor va fi mai mare. Ioana Săr este o tânără model care face parte de 4 ani dintr-o familie numeroasă, cea a voluntarilor de SM Speromax Alba. Și deși a ales să facă această muncă pentru semenii ei, fără să aștepte ceva în schimb, este mulțumită că această activitate îi va fi recunoscută, fapt ce o va ajuta și la identificarea mai facilă a unui loc de muncă. Cred că acum, în sfârșit, noi voluntarii care avem câțiva ani în spate de voluntariat, putem să ne afirmăm mult mai ușor, fiindcă putem să dovedim faptul că tot ce învățăm și tot ce facem în fiecare zi poate fi recunoscut și nu muncim degeaba, fiindcă ajutăm multe persoane din societate și din comunitatea locală, dar ne sunt recunoscute toate aceste cunoștințe pe care le dobândim zi de zi și le punem în aplicare. Vor fi tinerii mai motivați să facă voluntariat? Da, o parte din ei cu siguranță o să fie mai motivați, fiindcă, cel puțin pentru un student, să faci voluntariat în anii de studenție îți este foarte util, fiindcă în momentul în care ai terminat facultatea, dacă tu ai, de exemplu, 2 sau 3 ani de voluntariat în acea perioadă, când ai terminat facultatea, automat, dacă îți găsești un loc de muncă, angajatorul ar trebui să țină cont de acea experiență profesională pe care tu o dobândești. Chiar dacă n-ai lucrat, tu totuși înveți și câștigi experiența profesională. Le-ar fi mult mai util și atunci, categoric, zic eu, studenții cel puțin o să fie motivați să facă voluntariat. De precizat că vechea formă a legii voluntariatului adoptată în 2001 are câteva lacune în definirea termenilor. A reglementării contractului de voluntariat, a situației persoanelor care administrează astfel de activități și a drepturilor și obligațiilor voluntarilor.